Orașul Constanța va avea un nou festival pe plajă în perioada 5-8 iulie, așa au anunțat organizatorii împreună cu cei din Primăria Constanța, chiar cu primarul Decebal Făgădău, sunt Cristian Hagi și vă invit să urmăriți la Dobrogea TV o emisiune despre Never See, ediția a doua, ediția din 2018. După cum vă spuneam, într-o conferință de presă, organizatorii festivalului și edilul municipiului Constanța au prezentat câteva detalii despre acest festival. Au prezentat și rezultatele unui sondaj care ne arată, spune primarul Decebal Făgădău, că acest eveniment Neversi a fost unul dorit de către constanțeni. Din păcate, nu ni s-au prezentat și datele concrete ale sondajului și când spun acesta, mă refer la numărul celor care au răspuns, la marja de eroare, la modul cum s-a făcut sondajul, dar luăm de bun ce spune primarul Decebal Făgădău. Vă invit să urmăriți în prima parte a emisiunii câteva declarații, câteva informații despre acest festival, informații pe care o să ni le ofere organizatorii Eduard Chiarejie și Bogdan Buta, precum și primarul Decebal Făgădău. Bun, cu ce vine nou anul acesta? În primul rând vom avea o zi în plus. E o veste foarte, foarte bună pentru că după prima ediție, feedback-ul pe care l-am primit atât de la participanți cât și de la artiștii care au fost prezenți, dar și de la artiști care nu au fost prezenți și au auzit despre eveniment și își doresc să vină pentru prima dată, poate în România și la Constanța, ne-au dat motive să adăugăm încă o zi la cele trei de anul trecut și iată că a doua ediție a Neversea va avea din acesta în 4 zile. Ai spus că nume mari o să ajungă aici. Un exemplu, sau măcar să intim așa, măcar Anul trecut am avut trei premiere pentru România, trei dintre artiștii care sunt sau care au fost și anul trecut și sunt și anul acesta printre preferințele oamenilor din întreaga lume. Vorbim de Jason Derulo, vorbim de Rita Ora și vorbim de Dua Lipa, care au fost pentru prima dată. Anul acesta avem de asemenea pregătite câteva nume care pot să vă spun de pe acum că vor fi pentru prima dată în România și vor fi la Constanța. David Guetta a mai fost în România, vorbim de nume cel puțin la fel de impresionante, unele chiar din zona Live Vectorilor, dar aveți încredere, vor fi premiere pentru România. Și un buget mai mare, ați spus. Da, dacă prima ediție a însemnat aproximativ 6 milioane de euro, a doua ediție, cu o zi în plus, cu o dorință și mai mare din partea noastră de a oferi o experiență și mai frumoasă publicului, va însemna un buget de aproximativ 25% mai mare. Se ia calcul și o locație mai mare? Sigur că evaluăm în primul rând opțiunile pe care le-am avut și anul trecut. Cel mai important lucru care trebuie menționat este faptul că față de anul trecut există toate autorizațiile și avizele necesare din partea autorităților pentru a putea folosi oricare din plajele de pe teritoriul României și sigur a Constanței, pentru că noi vrem să facem acest eveniment în Constanța. Dar suntem foarte atenți, în primul rând, la confortul participanților, de aceea, dintre variantele care există, dintre plajele pe care le are orașul, vom alege o plajă care să permită un acces cât mai facil, o plajă care să presupună un disconfort cât mai mult pentru ceilalți cetățeni ai orașului și o plajă care să deservească desfășurării de festival. Cred că cea mai importantă surpriză este faptul că am adăugat o zi în plus de distracție. Deci evenimentul va avea 4 zile, se va desfășura în perioada 5-8 iulie. Asta va însemna automat mai mulți artiști, mai multe scene. Estimăm o creștere a traficului cu peste 50%. Deci avem toate premisele pentru o ediție și mai reușită decât până acum. Au fost făcute diferite studii, impactul pe care l-a avut Neversea a fost unul foarte benefic pentru comunitate, cu atât mai mult din punct de vedere financiar. Din estimările efectuate, participanții la festival au cheltuit peste 20 de milioane de euro în cadrul comunității, bani care s-au cheltuit aici în Constanța, fie că vorbim de cazări, transport, mese pe care le-au luat în oraș sau de diferite ocazii de distracție. Bugetul pe care l-a tras municipiul Constanța este unul destul de important. Există posibilitatea ca la un moment dat Neversea să depășească în viitor? Întotdeauna va fi o posibilitate. Noi tratăm cu foarte mare atenție fiecare eveniment și, bineînțeles, Neversea are
un element aparte și anume locația, este una deosebită. Foarte puține evenimente din lume au un cadru atât de spectaculos și cu siguranță asta va reprezenta un atu pe termen lung pentru ceea ce va însemna dezvoltarea evenimentului. Când se va ști exact locația? Eu estimez că în maxim o lună și, cum ziceam mai devreme, avem deja semnat un protocol împreună cu primăria, administrația bazinală Apelor Române și cu Ministerul Turismului, deci procedurile importante sunt efectuate, acum mai trebuie doar să agrem din punct de vedere tehnic care ar fi cea mai bună locație, bineînțeles că cea în care s-a desfășurat până acum are prima șansă, să zic așa. Trebuie să recunoaștem că au fost provocări, a trebuit să relocăm festivalul într-o perioadă scurtă și că în calitate de primar am stat cu ceva emoții. În schimb, modul în care s-a organizat acest eveniment mă face să mă uit cu încredere la capacitatea orașului nostru de a găzdui asemenea evenimente de talie internațională. Comunitatea a avut mult de câștigat de pe urma acestui festival, orașul a avut mult de câștigat din punct de vedere al notorietății, al percepției pozitive față de o destinație bine cunoscută pentru români, dar, să recunoaștem, mai puțin cunoscută pentru străini. Ori, Neversea a însemnat un eveniment născut pentru Constanța, un eveniment care ne-a așezat pe harta europeană a marilor evenimente încă de la prima ediție, un eveniment care a adus aici pentru prima dată mulți artiști, artiști care au făcut pe conturile proprii ale rețelelor de socializare un serviciu uriaș României, Constanței, litoralului românesc. Gândiți-vă, pentru că tocmai am văzut ce a însemnat Super Bowl pentru această piață globală de marketing, imaginați-vă ce a însemnat o postare a lui Derulo cu impresii pozitive despre litoralul românesc. Un artist de talie mondială, cu milioane de followeri, care spune cât de bine s-a simțit el la noi, nu se poate măsura în bani un asemenea demers. Și ca să nu credeți că spun doar eu în calitate de primar lucruri bune despre Neversea, vreau să vă prezint succint câteva date ale unui sondaj de percepție pe care l-au realizat cei de la Kiss FM în Constanța. Vreau să le mulțumesc pentru că ne-au pus gratuit acest sondaj, acest rezultat al chestionării constanțenilor la dispoziție și pentru că Kiss FM, alături de echipa dinamică de acolo reprezintă un vector pentru municipiul Constanța. Au realizat un studiu prin care au testat notorietatea festivalului, percepția publicului cu efecte pozitive și negative, satisfacția cu organizarea festivalului și, de asemenea, au testat și notorietatea organizatorilor, tocmai pentru a avea și cei de la Neversea o, dacă vreți, radiografie a brandurilor care au susținut acest eveniment. Sondajul s-a realizat în luna iulie 2017, la câteva săptămâni după ce a avut loc Neversea-ul, și vreau să vă spun așa. Răspunsul la întrebarea dacă ați auzit despre Neversea în rândul constanțenilor sună 99% da, am auzit de Neversea. Doar 1% nu au auzit de Neversea. Participarea. 79% au spus că direct sau prin cunoștințe au participat la Neversea. Doar 21% au spus că nu am participat. Asta înseamnă că 2 din 10 constanțeni cu vârstă între 18 și 60 de ani au participat la festival. Percepția publică. Extrem de bun, 53%. Foarte bun, 28%. Bun, 12%. Nu prea bun, 2%. Și deloc bun, 5%.
Dacă dăm deoparte 7%, vedem că 93% percepție bună, foarte bună și extrem de bună. To fold. So here I'm hanging on, and so I'm nothing wrong. I am gonna need you to tell me, baby, we are done. Tell me, baby, we are done. Ați putut vedea și câteva imagini mai devreme din prima ediție a Never See. Bun, partea a doua a emisiunii o consacrăm primei ediții a Never See. Au fost atunci câteva probleme. Principala a fost cea legată de locul de desfășurare. S-a anunțat inițial o plajă undeva în aproape de Mamaia, în municipiul Constanța. Apoi festivalul s-a mutat pe altă plajă. Noi, cei de la Dobrogea TV, am luat legătura cu instituțiile statului care ne-au pus la dispoziție
câteva informații absolut surprinzătoare referitoare la această primă ediție a festivalului. Vă invit să le urmăriți în continuare, veți vedea la final și câteva declarații ale tinerilor care au venit la Nevărsi. Vă readuc aminte că acest festival va avea loc undeva între 5 și 8 iulie, timp de 4 zile. Se spune că va avea un impact pozitiv economic asupra orașului. Rămâne ca noi să urmărim împreună cu dumneavoastră aceste aspecte. Vom reveni cu informații despre acest festival care se anunță a fi cel mai mare din Constanța în edițiile viitoare ale emisiunilor noastre. Este sau nu este festivalul un magnet pentru turiști și va aduce sau nu festivalul foarte mulți bani pentru Constanța? Ne-a declarat chiar în emisiunea noastră domnul Marian Mureșanu acum câteva zile recent că nu este o presiune foarte mare pe chirii, nu se aștepta de fapt să fie mai multă lume care cere chirie în Constanța. A fost cereri, spune el, și vă citesc, poate mai multe decât în mod obișnuit, dar nu la cum ne așteptam. Bun, veți spune poate că au de câștigat horerii sau cei care lucrează în industria Horeca, așa ne-a spus organizatorul, domnul Buta, că vom avea de câștigat noi orașul, dar mai ales cei care dețin restaurante, firme de taxi, taximetriști și așa mai departe. O să vă rog să urmăriți un interviu realizat la un hotel de 4 stele de către colegii noștri, un interviu în care reprezentanții hotelului ne spun pe scurt așa: gradul de ocupare era de 100% oricum. Cu Nevărsi sau Nevărsi, noi aveam hotelul ocupat. S-a întrebat multă lume de ce nu s-a făcut acest eveniment undeva în mai sau undeva după jumătatea lui septembrie, ca să vedem exact câți turiști atrage. Da, urmăriți un scurt interviu cu un reprezentant al unui hotel de 4 stele din stațiunea Mamaia. Tarifele urmau să crească în această perioadă. Din acest weekend avem tarife majorate. S-a întâmplat să fie și cazul evenimentului Nevărsi în această perioadă, da. Anul trecut, în aceeași perioadă, era la fel de aglomerat? Era la fel de aglomerat, da. Evenimentul a nimerit într-o perioadă când avem grad de ocupare 100%, indiferent de ce se mai organizează în litoral sau în Constanța. Lunile de vârf, iulie și august, sunt cu grad de ocupare 100%, aproape de 100% în cadrul hotelului nostru. Dacă vorbim despre avantaje comerciale, este adevărat un lucru. Cei care au terase în zona portului Tomis vor avea cu siguranță de câștigat. Atunci când îți vin 150.000 de oameni în zonă, este imposibil să nu vinzi și să nu vinzi bine, mai ales că terasele de acelea, trebuie să recunoaștem, arată destul de bine. Bun, cine deține totuși acele terase? Niște oameni de afaceri care au închiriat de la cei care au concesionat, au pus mâna, cum spune presa, deși nu e adevărat, au încheiat un contract cu Compania Națională a Administrației Porturilor Maritime pentru închirierea portului Tomis. Cine a închiriat portul Tomis este o poveste interesantă. Ei, acesta a fost portul Tomis. Portul turistic Tomis a ajuns la Valentin Gheorghe Ionescu. Este un apropiat al grupării Radu Mazăre Nicușor Constantinescu. Îl cunoaștem pe domnul Ionescu pentru că este co-inculpat alături de aceștia în dosarul retrocedărilor, dosar care ar trebui să aibă o soluție chiar astăzi. Nu s-a dat până la ora când înregistrăm această emisiune, au fost 7 amânări până acum, un dosar care se judecă de 10 ani de zile, un dosar în care prejudiciul calculat de către DNA este de circa 114 milioane de euro. Este interesant cum acest port turistic a fost închiriat inițial în 2004 pe o sumă infimă. Imaginați-vă 2650 de euro pe an. E drept că în 2004 nu era foarte dezvoltat acest port, vorbim totuși de 2650 de euro pe an pentru întregul port, în condițiile în care presa Info Sud-Est, de exemplu, un ziar local, scrie că un container se închiriază cu până la 24.000 de euro pe an. E o afacere bună, nu-i așa? Bun, cazul acesta a intrat și în atenția procurorilor DNA Constanța. Era pe vremea când DNA Constanța, o mai discutăm, da? Trecutul e o țară străină. Ce este important este că acest dosar a fost clasat după 6 ani. Motivul? Faptele nu există. Acum, cine este în portul Tomis, cine are afaceri, este o altă discuție pe care nu o vom dezvolta aici. Există niște suspiciuni, există oameni care spun că s-a dorit ca acest festival să aibă loc în apropierea portului Tomis. Vom vedea la final cine va avea de câștigat.
Vă spuneam că una dintre cele mai mari probleme reclamate de către presă și de către constanțeni, de către unii constanțeni și de către o parte din presă, este adevărat, este faptul că acest eveniment are loc pe o plajă reabilitată cu fonduri europene, unde, potrivit legii, și v-am citat mai devreme, nu este voie, nu ai voie să desfășori activități comerciale. Fac o paranteză. Primarul Făgădău a spus la prima conferință de presă că nu avem de-a face cu o activitate comercială, ci este o activitate artistică, este un act cultural. Acum, decideți dumneavoastră dacă Delia, care va cânta, înțeleg, sau, mă rog, celelalte nume, nu le cunosc pe toate, fac o activitate culturală sau dacă avem de-a face cu o activitate comercială, ținând cont că vin 150.000 de oameni care cumpără bilete, bilete care nu sunt deloc ieftine, undeva între 200 și 500 de lei și cred că 600 la VIP. Dacă punem o medie de 300 de lei, înseamnă la, și o mulțim cu 150.000 de persoane, rezultă undeva la 45 de milioane de lei, deci 10 milioane de euro încasați numai din bilete. Dacă adăugăm și băuturile și tot ce înseamnă această industrie, apă, sucuri și așa mai departe, mâncare, eu cred că suma se dublează lejer. Nu aș aventura încă, însă să fac vreun pronostic în acest sens. Este activitate culturală sau este activitate comercială? Decideți dumneavoastră. Dar Never SRL ne-a dat un răspuns pe două pagini din care o să citez esențialul în legătură cu acest aspect. Citez. Toate activitățile derulate pe plajele Mării Negre, având destinație turistică, sunt permise conform legislației în vigoare, sunt activități cu caracter comercial. În acest context, accesul liber pe plaja al persoanelor la care face referire ABADL trebuie înțeles, da? Ne spun cei de la Nevărsit, trebuie înțeles în sensul că legislația instituie obligația de a asigura condițiile necesare pentru participarea publicului la evenimentele culturale derulate pe plaja Mării Negre, inclusiv prin măsuri organizatorice, după cum urmează: controlul accesului, condiționarea accesului de plată unui bilet de acces, delimitarea incintei de plaje destinate evenimentului de zonele limitrofe neaferente acestuia, etc. Prin măsurile organizatorice adoptate, spun cei de la Never Sea, se asigură pe deplin aceste condiții în cadrul evenimentului Never Sea Constanța 7-9 iulie 2017. În niciun caz ni se atrage atenția de către cei de la Never Sea, în niciun caz aceste prevederi legale citate nu pot fi considerate că instituie o obligație pentru persoanele juridice care derulau o activitate culturală artistică pe plaja Mării Negre, activitate permisă în mod expres prin lege, de a permite accesul gratuit la aceste evenimente culturale artistice. Fac o pauză. Și Never Sea SRL vorbește aici despre activități și evenimente culturale artistice, nu se vorbește despre activități comerciale. Repet, este un business, este o activitate care va aduce aproximativ 10 milioane de euro sau poate aduce 10 milioane de euro numai din bilete. Mă rog, trecem mai departe. Interpretarea contrară este absurdă și contravine intenției legiuitorului care a urmărit instituirea unui cadru legal care să asigure exploatarea în scop turistic a unor plaje ale Mării Negre, și aici cele la Nevărsit sunt atât de buni încât să ne spună și ce înseamnă exploatare conform dicționarului explicativ al Mării Negre. Repet, deci este după ei acceptabil că se pot derula activități comerciale pe aceste plaje, iar nici de cum ABADL nu vrea să creeze un cadru utopic de acces liber fără costuri la servicii culturale sau de orice altă natură pe care le organizează operatori privați. Acest raționament se aplică în mod natural și evenimentului Never Sea, tot astfel cum se aplică oricărui operator de plajă care în temelul unui contract de închiriere a plajei poate să exploateze comercial plaja în limitele și condițiile stabilite de contract. Bună dimineața! Ați venit? Da, yes. Pentru Never Sea? Da. De unde veniți, băieți? Din Baia Mare. Din Baia Mare. Da. Ai nimerit autobuzul? L-ai nimerit. Cum? Autobuzul. L-ai nimerit? L-am nimerit. Am înțeles. Câte ore ai călătorit? Fai, cât am? 18. 18. 18. Și tu, la fel? Da, și eu cu el. Pentru Never Sea? Da, da. Aici. Unde mergeți acum? La Mamaia. Să vă luați biletele? Nu. Nu, le-am luat deja. Trebuie schimbate îmbrățări. Le schimbăm, trebuie. Le schimbăm, trebuie. La Never Sea? I don't speak Romanian. You are for Never Sea Festival? No, no. Yeah. No, just simple. Mamaia. Yeah. Cum vă așteptați să fie? Super full, o să fie super aglomerat, nu știu. Chestia cu aglomerația o să
Nu știu, dar cred, mă aștept să fie ok, adică având în vedere că e prima dată când se ține și pe plajă, da, și pe plajă, perfectă. Da. Fratele lui a fost? A, mă duc acum, luna viitoare. Nu am fost, nu, acum e prima oară pentru toate. Da. Multă distracție. Soare. Mini untold să fie. Și dacă o să fie un maxi. Da, oh, și mai bine. Da, grană, grav. La prețul biletului și mai bine dacă e mai maxim ca untold. Cât ați plătit? 2 milioane, da, 200. De lei pe un bilet. Cazare? Stăm la bunica ei. Bun așa. Și scutiți niște bani. Da. Da, pot să-mi pierd distracția. Spuneți-ne ce părere aveți despre festivalul Never See. Nu știu ce să vă zic. E ok că s-a organizat, dar e mult prea aglomerat. Sezonul zic eu că nu este bine ales. Poate în toamnă, poate primăvară, totuși... Prea multă aglomerație, nu cred că locul este chiar adecvat. Nu cred. Cred că mea. Orașul Constanța avea nevoie de un astfel de festival? Da, este binevenit. Nu... Este și mult tineret, ca orice alt oraș. Facem comparație cu Clujul, sunt mulți tineri. Era nevoie, dar nu ca și locație. Poate Constanța nu este pregătită pentru un așa festival atât de mare. Măsurile, le-ați văzut? Ce părere aveți de măsurile? Am văzut foarte multe, nu sunt chiar la curent așa, dar da, ok, restricții, numai să nu se întâmple ca și în alte dăți. Cu aglomerația știm foarte bine. Trebuie, vedeți că pe litoral, mai ales zona Mamaia, este cea mai cu multe puncte de distracție, pe când în Constanța nimic, deci în Constanța nu sunt. Asta este foarte binevenit. Credeți că orașul Constanța avea nevoie de un astfel de festival? Păi bineînțeles. Cum vrei să, să aduci turiști? Deci, ca să aduci turiști, trebuie să faci evenimente. Deci trebuie să produci evenimente. Nu vedeți, lumea vine la casino, cu toate că e o ruină, și vine la casino să-l vadă, cu toate că e ruină. Ce părere aveți despre măsurile care sunt luate de organizatori? Am văzut că circulația s-a oprit, traseele le-a băgat până aici în Portul 2016. Foarte bine, că omul nu mai aleargă. Mai ales noi ăștia mai vârsta a doua. Poliția văd că e peste tot. Și acum, jandarmii. Și da, sunt mulți, într-adevăr. Noi doar ce am coborât acum, nu putem să știm prea multe. Dar foarte bine, e foarte bine venit, să știți. Să dea Dumnezeu să mai facă. Să mai facă, că e bine. Cum vă așteptați să fie festival? Frumos. Deci e un astfel de festival. Sunteți pasionată de genul acesta de muzică? Fata mea este. Și pentru ea ați venit special. Da, e cadou pe care mi l-a oferit ea mie. 3 zile stați? Da. Cum vă așteptați să fie în aceste 3 zile? Măi, mă aștept să fie frumos. Sunt curioasă să văd cum e. Chiar sunt curioasă. Să știți că eu nu merg, dar bănuiesc că e ok. E cam multă lume. Cam multă. Dar este ok. Cum vi se pare această nebunie? Asta nu-mi place deloc. Nu știu de ce nu a lăsat plaja mai... Adică să o facă... Astea să le facă în spate și bunare ciupercele să fie aici. O debandadă. Singurul lucru bun este că s-a făcut curățenie și nimic mai mult. În rest, cum sunt ținii, suferă. Pentru 4-5 zile de spectacol pentru unii între ghilimele. Sperăm să fie cât mai multă lume, să fie distracție cât mai multă. Cum vi se pare toată această desfășurare pe forță? Corespunde cu ce vă așteptați? Da, am văzut că s-a făcut foarte, foarte multă reclamă și, într-adevăr, foarte bine organizat din câte văd. Sperăm să fie și muzica, să fie după cum ne-am așteptat să fie evenimentul. Da, n-am mai participat la evenimente de genul ăsta, așa că suntem curioși un pic să vedem cum o să se desfășoare. Ce artiști așteptați cu nerăbdare să ascultați, să vedeți? Da, eu personal n-am venit pentru artiști, am venit pentru atmosferă mare. Păi am văzut numele care sunt invitate și mi se pare un lucru foarte bun pentru tineri în general, pentru studenți, pentru toată lumea. Cred că o să fie foarte frumos și cred că o să vă aducă turiști mai mulți în Constanța. Dacă ajută puțin la creșterea turismului, eu zic că da, de ce nu? Eu cred că e un lucru bun că s-a organizat aici în Constanța, de ce nu? A trebuit să lăsăm mașina parcată foarte departe și mama este foarte bătrână și bolnavă și a trebuit să venim tot drumul pe jos până aici. Deci e cam greu și n-am înțeles. Am înțeles că ți se cere o legitimație. Nu suntem din Constanța, suntem din Eforie Sud. Deci pentru persoanele așa mai vârstnice și care nu cunosc foarte bine locul, cred că e foarte greu. Deci probabil că din punctul ăsta de vedere nu este bine. Dar altfel,
de ce nu? Eu zic că este foarte frumos că s-a organizat acest festival. Ce părere aveți despre festivalul Never See? Foarte bun pentru voi tinerii, noi hodorogii, vă lăsăm pe voi să vă distrați și noi ne-am distrat la vremea noastră, acum e rândul vostru. Credeți că orașul Constanța avea nevoie de un astfel de festival? Mi se pare foarte normal în timpul verii, nu numai din punctul ăsta de vedere cultural, cât și sportiv ar trebui. Vara, când vine toată lumea din țară, ar trebui să organizeze și evenimente sportive. Uitați, ar trebui să urmim exemplul Clujului. E foarte adevărat că Clujul a devenit un oraș foarte bine și ne pare rău că suntem cam departe de... Acum da? Că se va organiza acest festival, credeți că și orașul Constanța va ajunge undeva mai? Să zic că e un pas timid, un pas timid, dar... Chiar sunt curioasă să vedem, nu știu, dar nu știu când are loc, vinerea, sâmbăta și duminica, cred. E vorba de 3 zile, dar nu știam. Vreau să vă întrebăm, credeți că orașul Constanța avea nevoie de un astfel de festival? Cred că da. E binevenit, sigur că da. E binevenit pentru că foarte multă lume o să vină și cred că au și venit. Chiar vorbeau oamenii, că vorbesc și bătrânii, nu numai tineretul. Și sperăm, nu știu cât e biletul, cred că e contracost. Ce părere aveți despre acest festival Never See? Foarte proastă publicitate. De ce? Pentru că nu s-a făcut decât pe cale radio. Dacă dumneavoastră vedeți un panou pe acest bulevard circulabil, eu mănânc bucățele. Credeți că orașul Constanța avea nevoie de un astfel de festival? Orice oraș din România are nevoie de festival. De ce? Vom câștiga ca și țară, în primul rând. Nu ca participă numai români. Ca și oraș, domnul Făgădău promite. Să vedem. Promisiunile avem pe deplin. Credeți că acest festival, nu știu, ne va pune pe hartă mai sus? Depinde de unde agățați cuiul. Măsurile le-ați văzut care au fost luate pentru acest festival? Măsurile foarte bune, foarte bune, impresionante chiar, cu toate că, să spunem așa, cei care au o problemă cu mersul, e foarte greu să ajungă. Nu s-au eliberat legitimații speciale pentru persoane cu handicap, nu s-au făcut invitații pentru persoane cu handicap. Stau doi pași acolo și mă gândesc ce zgomot o să fie. Eu cred că e ceva deosebit pentru tineri, mă bucur că vor fi fericiți, vor asculta muzica care le place, mi-a plăcut și mie muzica, am făcut și eu muzică și pian. Și... Credeți că orașul Constanța avea nevoie de un astfel de festival? Evident, orașul Constanța este unul dintre orașele mari ale României și e semnificativ faptul că e chiar lângă mare și marea și cu muzica se împletesc armonios și sublim. Mai ales că spuneți că stați aproape. Cum da. Vi s-au părut măsurile de siguranță, măsurile luate de... Foarte bune, foarte bune și sunt de acord cu ele. Nu se întâmplă nimic dacă pentru 2 zile vom face și noi un efort și așa trebuie să mergem pe jos ca să ne păstrăm tinerețea și suplețea și frumusețea. Credeți că festivalul ne va aduce și mai mulți turiști sau ne va pune undeva mai sus pe harta? Evident, când va căpăta experiență și vechime, sunt sigură că le va place turiștilor să vină aici și aș vrea ca acest festival să fie înaintea Clujului. My whole life just to feel that. Now all this feeling's never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the hearts beating. And even far, this is my home. Oh, it never let me go.
at the very start, hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Oh, oh. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is the only reason you're holding me tonight, 'cause we're scared to be lonely? Do we need somebody just to feel like we're alright? Is the only reason you're holding me tonight, 'cause we're scared to be lonely? Escape when you don't know how to go alone. The stronger.